Partea ascunsă a creierului uman se numește subconștient. De-a lungul vieții, aceasta ne influențează decisiv în luarea unor decizii, unele dintre ele extrem de importante. Atât subconștientul cât și inconștientul conțin elemente pe care psihanaliza le-a studiat pentru prima dată, conțin elemente de profunzime și, după cum le spune și numele, conțin elemente de care noi nu suntem conștienți, nu le cunoaștem. Nu avem acces la ele, dar care în viața cotidiană își spun cuvântul mai mult decât orice. Surprinzător este faptul că subconștientul captează în permanență informațiile din jurul nostru, emoții, imagini și sunete. Dacă la nivel conștient putem să realizăm un contact cu lumea exterioară printr-o formă sau alta, o formă modelată de cenzură, de norme, de moralitate, la nivel subconștient și la nivel inconștient nu avem niciun fel de control. La aceste niveluri își spune cuvântul esența noastră umană, își spune cuvântul educația noastră timpurie din primii ani de viață, își spun cuvântul instinctele. Și libidoul este generat tot de subconștient. Libidoul, pentru a fi corect înțeles, înseamnă pulsiunea de viață, înseamnă acea energie care este generată instinctual și care ne canalizează în activitățile pe care le facem. Conform studiilor, subconștientul și inconștientul ocupă 85% din psihicul uman.